găsit! De la vârful ierarhiei NATO, domnul Mircea Joană ne vorbește astăzi despre situația geopolitică actuală. Secretarul general adjunct al celei mai importante alianțe militare din lume a trecut pragul redacției revistei Inspirație Românească, singura revistă bilingvă ce apare pe teritoriul Italiei, înregistrată la Tribunalul din Torino în anul 2021. Cum spuneam, avem onoarea să-l avem oaspete în această zi de aprilie pe domnul Mircea Joană, cel mai important român la nivel mondial în prezent. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mă bucur să fiu și în studio și la școala superbă de cea mai mare școală de dansuri și tradiție populară românească din întreaga diasporă românească. Felicitări, faceți un lucru foarte frumos. Mulțumim frumos, domnul secretar general adjunct al NATO. În provincia Torino trăiesc peste 85.000 de connaționali. Conform ultimelor statistici oferite de autoritățile italiene, în regiunea Piemont trăiesc oficial 138.000 de români. Sunteți așadar într-un oraș pe străzile căruia, dacă vă plimbați fără niciun motiv, este imposibil să nu auziți vorbindu-se românește. Spuneți-mi, care este scopul vizitei dumneavoastră la Torino? Oriunde călătoresc, găsim români și românce, foarte mulți moldoveni din Republica Moldova, mulți dintre ei cu dublă cetățenie românească și moldovenească, și când am un pic de răgaz în programul oficial, nu ezit să mă întâlnesc, să comunic cu dânsii și să învăț de la dânsii, pentru că viața în diasporă nu este o viață simplă. Și cred că de multe ori cei de acasă simplificăm de foarte multe ori conversația cu imensa diasporă românească. Sunt în vizită oficială în Italia, conduc Consiliul Nord Atlantic într-o vizită legată de industria de apărare europeană. Sper ca și industria de apărare românească să renască, dacă tot investim mai mult în apărare, măcar să creăm locuri de muncă foarte, foarte bune. Apropo de industria italiană în România, fiind cantieri, are șantierele navale de la Brăila și de la Tulcea. Am și vizitat șantierul de la Brăila. Vom continua cu o vizită la Spezia, unde NATO are un centru de cercetări și inovare în zona submarină, subacvatică. Vom merge și pe portavionul italian Cavour și vom termina vizita la Roma, unde marcăm 35 de ani de la înființarea dialogului mediteranean al NATO cu țările din Sud și cu situația atât de complicată din Orientul Mijlociu. Și la Roma vom întâlni cu comunitatea românească. Voi lansa cartea mea. Îmi pare rău că n-am avut timp, fiind zi de duminică, să o facem și la Torino, Bătălia pentru viitorul României. Și am un capitol masiv legat de relația țării cu diaspora sa. Numesc asta o singură națiune. Pentru mine, că te afli la Torino, că te afli la Sydney, că te afli în Alaska sau la Bacău, Tecuci sau București, atâta vreme cât ții legătura cu țara, cât gândești și simți românește, cât ai inspirație românească, faci parte din națiunea română. Și cred că de foarte multe ori, repet, acasă simplificăm prea mult discuția. Dacă au plecat, înseamnă că au plecat. Nu, dacă au plecat, înseamnă că au fost nevoiți să plece, că n-a plecat nimeni de bine din țară. Da, deci mă bucur să fiu aici. Fiind zi de duminică, merg și la bisericile românești, pentru că e bine să ai un pic de liniște și binecuvântare spirituală în Sfânta zi de duminică. Deci felicitări, sunt foarte bucuros să fiu. Noi de asemenea și suntem foarte onorați. Eu am avut această onoare de a vă cunoaște, de a vă întâlni și în anul 2007. Era primul an, începutul meu în presa română. Mi-aduc aminte. Sunteți un reprezentant notabil al generației dumneavoastră, dar unde credeți că a greșit generația dumneavoastră, care până la urmă a gestionat tranziția post-decembristă a României la democrație? Și ce reproșuri colective vă aduceți? Bun, sunt multe lucruri pe care, dacă te uiți în retrospectivă, l-ai făcut diferit. Un lucru nu l-aș fi schimbat. Integrarea euroatlantică a României. Asta a fost țelul generației mele, țelul carierei mele profesionale, din cel mai tânăr ambasador al României în Statele Unite. Acolo am inventat parteneriatul strategic cu Statele Unite, o relație importantă, așa cum avem și cu Italia și cu alte țări importante. Am ridicat steagul României ca ministru de externe la NATO, ca nou membru. Am încheiat negocierile de aderare și în tratatul de aderare spunea negru pe alb că intrăm în Schengen automat a 7 ani după aderare. Deci au trecut deja 10 ani de când ar fi trebuit să fim deja în Schengen. Dacă este o greșeală, pe lângă greșelile personale, pe care nimeni nu-i perfect și numai Dumnezeu ne poate judeca, am făcut și lucruri bune, am făcut poate și multe greșeli, este faptul că am crezut că simpla integrare euroatlantică în Uniunea Europeană și în NATO automat
vor scoate România din, din sărăcie, din inegalități, că vor îndrepta clasa politică românească, doar prin simplu fapt că suntem acolo alături de partenerii noștri, că metehne vechi, că năravuri vechi, că lăcomie și de multe ori lipsă de competență ne țin încă în loc. Deci a spune că marea realizare a generației mele este integrarea euroatlantică, marea greșeală a generației mele, sau cel puțin a mea personal, este că am crezut că automat, simpla integrare ne rezolvă problemele. Și problemele acelea se rezolvă de către români în România și cu diaspora noastră. Sunt probleme româno-române. Și inclusiv modul în care văd aici în spate, a trebuit să puneți respect pe primul loc. Aveți aici, uitați. Da. Grai. E adevărat că limba este principala chestiune, dar și modul în care statul român nu s-a putut organiza atunci când avem acest exod aproape de dimensiune biblică a românilor care pleacă din România. Și de multe ori vin politicieni în vizită în diasporă, de obicei odată la 5 ani de zile când sunt alegeri, și spun să veniți acasă, veniți acasă. Dacă că prima întrebare este de ce au plecat oamenii de acasă. Și dacă până nu rezolvăm problemele de acasă care îi determină încă pe tinerii români, tinerile românce, să aleagă un alt drum, ne-ar fi foarte greu să fim credibili către comunitate. De aceea, cred că principala realizare este integrarea euroatlantică, principala, să zic, amăgire este aceea că simpla integrare ne rezolvă problemele. Problemele rezolvăm noi, pentru că sunt probleme românești, sunt probleme mai vechi, mai noi. Corupție e o problemă românească, lipsa de competență în administrația statului e o problemă a partidelor românești. Și aceste lucruri, dacă nu le conștientizăm, ne va fi foarte greu să recuperăm decalajul față de Europa dezvoltată. Secretar general adjunct al NATO, funcție asumată în octombrie 2019. Din documentările mele, sunteți o persoană foarte atentă și la menținerea liniștii interioare și cred că până la urmă nicio persoană de succes nu poate funcționa, nu poate realiza nimic din ceea ce își propune dacă nu are și o disciplină foarte, foarte frumoasă, temeinică. Cum reușiți totuși să vă mențineți liniștea la un asemenea nivel? Bun, eu mă consider ca un profesionist în ceea ce fac. Întotdeauna am tratat meseria pe care am avut-o de la inginer la energomontaj înainte de căderea comunismului, până la tânăr diplomat, până la politician, până la părinte. Trebuie să tratezi, să te tratezi pe tine și ceea ce faci și ca foarte, foarte profesionist. De aceea am o disciplină a vieții, fac sport în fiecare dimineață, încerc să mănânc cât de poate atent, să mai pun cât un kilogram, două pe aici pe acolo. Încerc să... Dar totdeauna încerc să-mi fac lucrurile cât mai bine pot. Mă pregătesc, fac lecțiile, cum se spune, și cred că aceasta... Și mai e o chestiune care sper să pentru cei mai tineri care ne ascultă și ne privesc, niciodată n-am considerat că sunt suficient de bun. Tot timpul am crezut că trebuie și pot să fac mai mult. Și nu e o chestie de ambiție profesională, ci o recunoaștere a faptului că atâta vreme cât trăiești, înveți. Și asta m-a făcut să mă fac din inginer, m-am dus la drept, din drept m-am dus la școală de administrație în Franța, tot timpul. Într-o continuă formare profesională. Și de fapt am învățat de-a lungul întregii vieți. Și aici la NATO am învățat lucruri, sunt 5 ani deja de experiență la un nivel foarte, foarte înalt. Și aici fac lucrurile foarte, foarte serios. Deci cred că dacă îți faci treaba bine și dacă... Uneori trebuie să mai te duci și să ai... pentru că nu totul este fizic sau profesional, este și spiritual. Și eu am devenit de-a lungul timpului un om mult mai spiritual. Mă duc unde găsesc o biserică românească, orice culoare. Mă duc și mă opresc și stai un pic, mai o mică rugăciune. Când sunt acasă, mă duc la cimitirul lor bătrâni. De fiecare dată mă reculeg acolo, uneori chiar vorbesc cu dânsii. Facem cu toții asta și nu mi se pare că e o rușine să recunoști că ai o legătură cu cei care au fost înaintea ta. Și sfatul meu pentru cei tineri care vor să facă performanță, pentru că eu am făcut performanță toată viața mea, este unul, să investească în ei înșiși, ele însele, doi, să aibă disciplina faptului că o viață... Asta nu înseamnă că nu mergi la o petrecere, asta nu înseamnă că nu mergi la o nuntă, Doamne ferește, și-am mai scăpat boii pe aici pe acolo, dar una peste alta, ca atitudine, e o atitudine de profesionist. Faci treaba profesionist, cum face colegul nostru aici în studio, super profesionist, va ieși o emisiune grozavă,
tu ești profesionistă, eu sunt cât de cât profesionist. Vă mulțumim foarte deci mult. Deci eu cred că asta este soluția de succes în viață și de viață împlinită. Adică de multe ori viața nu se judecă doar cât de sus sau de departe ai ajuns. Dacă de împlinită este viața, ești fericit, ai o relație bună cu familia, cu copiii, cu părinții, cu prietenii, poți să zâmbești cum zâmbești tu acum la interviul ăsta, poți să te bucuri de viață, nu doar să fii încrâncenat că trebuie să mai realizezi nu știu ce. Dar din tot ce ați trăit până acum, din toate lecțiile pe care le-ați asimilat, ce detestați cel mai tare? Ce ați înțeles despre dumneavoastră că detestați cel mai tare? Eu cred că cel mai mult am învățat din eșec. Din succes încerc, e o tentație omenească, psihologică, de a crede că ți se cuvine. Băi, sunt foarte bun la ceea ce fac. Da. Eu cred că ceea ce m-a făcut pe mine să pot să mă calific să ajung la NATO a fost faptul că am avut un episod foarte, foarte greu în 2009. Despre el chiar voiam să vă întreb, pentru că a rămas în... Pentru mine este, cum să spun, e acolo undeva. A rămas în memoria colectivă și a țării. Da, dar eu am încercat să merg mai departe. Da. Evident că a fost un moment complicat și cred că atât mai puțin pentru mine cât pentru țară, dar una peste alta, cred că am învățat că se poate și fără politică. Am făcut detox de la politică. M-am reîntors la pasiunile mele, am fondat Institutul Aspen și un Aspen Italia foarte puternic cu care lucrăm foarte, foarte mult. Am predat în universități. Am fost ONG-ist, am avut o mică, cum să spun, activitate profesională și acești ani de zile în care am reușit să mă reîncarc cu viața normală, cu viața obișnuită, m-a făcut să revin astăzi la nivelul cel mai înalt, mult mai puternic. Un fel de, nu spun de reinventare, probabil chiar. Iar pentru mine cea mai importantă lecție în viață este nu te dai bătut niciodată. Și cum zice românul, un șut undeva poate să reprezinte 3 pași înainte. Pentru că șuturile pe care le-am primit eu acolo m-au dus să fiu astăzi românul cu cea mai importantă poziție internațională. Și este chiar așa. Ați trecut într-adevăr și prin eșec, ați, cu siguranță până la această vârstă ați suferit și pierderi umane importante. Prin urmare, astfel gestionați fricile, temerile, suferințele cu forță, cu încrederea într-o zi mai bună care este aproape de noi. Da, dar știți că este, toți avem fricile noastre, toți avem anxietățile noastre. La cei tineri, mă uit cu foarte multă atenție, la cei generația foarte tânără de acum, au foarte multe probleme de depresie, de anxietate, pentru că viața este foarte complicată. Vremea când eram eu la vârsta lor, era o viață cenușie, dar era predictibilă, era liniară. Nu erau șocuri foarte mari, nici salturi foarte mari. Și aceea cred că să avem noi, din generația un pic mai matură, să avem mai multă răbdare, mai multă, cum să spun, respect pentru cei tineri. Uneori par nehotărâți, că nu știu pe unde să o ia, că nu sunt ca generația noastră. Nu este așa. Ei trăiesc în viața de astăzi. Noi am trăit în viața noastră de atunci. Cred că lecția mea este că trebuie să gestionezi fricile și anxietate. Toți le avem. Eu, după o viață întreagă, le gestionez mai bine. Eu lucrez în compartimente. Eu reușesc să-mi izolez grijile pe care le avem cu toții de treaba profesională. Când sunt la muncă, îmi fac treaba, să spun, 100%, dar asta nu înseamnă că nu am și eu grijile mele, întrebările mele despre copii, despre familie, despre viață, despre ce o să se întâmple anii viitori. Azi noapte, aproape n-am dormit când a fost acest atac iranian împotriva Israelului, m-am gândit, Doamne ferește, asta ne mai trebuie, un război în Est și un război în Sud. Dar disciplina organizații din care fac parte m-a făcut ca peste noapte să avem conversațiile noastre, să vedem ce se întâmplă și să mergem mai departe. Ați atins și subiectul adiacent, subiectul războiului. Este inevitabil să nu vă întreb dacă România are motive în contextul războiului din Ucraina să aibă temeri, dar dincolo de asta, de ce a izbucnit războiul în Ucraina și când se va termina, din punctul dumneavoastră de vedere? Noi cred că am trăit cu toții o iluzie după căderea comunismului și noi nu doar românii. Noi poate suntem mai pățiți și avem un fel de memorie istorică a ceea ce s-a întâmplat cu înaintașii noștri. Avem undeva
în creierul rahidian acolo în spate, avem memoria condensată a ceea ce au trăit înaintașii noștri. Dar occidentalii principal. Principal occidentalii din Europa, inclusiv aici în Italia. A existat o iluzie că după destrăbarea URSS și căderea comunismului european o să intrăm într-o perioadă lungă, un secol, poate mai mult, de pace, de liniște. Un fel de lume postmodernă, în da. Care totul e bine și frumos și în care doar dacă îți merge relativ bine economia, totul este bine. Ne-am înșelat amarnic. Istoria este buclucașă și nărăvașă. Rusia este un imperiu care trăiește din expansiune teritorială. Asta este gena acestui imperiu, care și astăzi este undeva 11 fusuri orare de la Kaliningrad până în Vladivostok. De aceea, probabil că era de așteptat ca această competiție între marile puteri să reizbucnească la un moment. A existat o perioadă de dominație americană necontestată. Acum China vine foarte puternic. Rusia bruschează jocul puțin pentru că au un declin foarte accentuat și atunci când îți merge prost încerc să schimbi cursul istoriei și acest război din Ucraina este un amestec de nostalgie imperială, de propagandă, pentru că e foarte, foarte mai simplu să ții populația ta sub control dacă le spui că ai un dușman extern. Războiul din Ucraina a început pentru denazificarea Ucrainei, da. o invenție absolută și acum a devenit un război cu Occidentul. De aceea, cred că o spun încă o dată, nu pentru că am avut un rol decisiv în această chestiune, cred că momentul în care România a aderat la NATO, acum 20 de ani, cred că a fost unul din cele mai bune momente din istoria națiunii. Pentru că niciodată nu am fost în istoria noastră națională de 100 ceva de stat modern și milenii de existență a națiunii române, n-am fost niciodată protejați de cea mai puternică alianță și tot Occidentul este în tabăra noastră, inclusiv suedezii și finlandezii. Da. Deci nu avem motive de îngrijorare din punct de vedere militar, dar avem probleme de îngrijorare pentru că Rusia nu are exclusiv apetit militar, dar folosește dezinformare, atacuri cibernetice, dezinformare, influențarea alegerilor, atacuri cibernetice masive, chestiuni legate de infrastructuri critice pe care le pot eventual afecta conducte de gaz, fibră optică, de care depinde economia și societatea noastră. De aceea cred că nu anticipăm riscuri la adresa țărilor aliate, nici a României, nici a celor din flancul estic, dar anticipăm, din păcate, o perioadă relativ lungă de relație tensionată cu Rusia, o Rusie agresivă, o Rusie revanșardă, o Rusie imprevizibilă. Și de aceea trebuie să ne facem datoria, cum o facem la NATO, să ne protejăm mai bine teritoriul și populația, să investim mai mult în apărare. Și astfel, cea mai bună apărare este atacul, vorbind în termen de fotbal. Da. Deci la noi, NATO, cea mai bună apărare este descurajarea. Și când Rusia vede un NATO puternic, atât de multe țări, cu atât de multă forță economică și militară, se gândesc de 10 ori înainte să încerce ceva nesăbuit. V-ați întâlnit vreodată cu Putin direct? Da. Cum vi s-a părut? Eu zic că rece și calculat. Cred că astea ar fi cele două. Neimpozant ca figură publică, o voce scăzută, o voce cu o tonalitate foarte monotonă, dar în mod clar, probabil că și profesia în care s-a format l-a croit într-un fel, foarte rece și foarte calculat. Asta este impresia pe care am avut-o. Acum nu mai pot judeca, e clar că e într-o zonă, știți cum este, puterea absolută corupe absolut și probabil că s-a întâmplat ceva care îl face să conducă o astfel de politică, care este proastă și pentru Rusia, nu doar pentru Ucraina sau pentru relația cu Europa sau în lume. E o propunere proastă pentru națiunea rusă. Pentru poporul lor. Pentru că acest război au pierit sau au răni masive 350.000 de tineri militari ruși. 350.000. Și familiile lor, și pierderile materiale și umane, și financiare. Și chiar dacă acum au reușit să mute destul de repede industria lor către o economie de război, asta îi ajută relativ în războiul din Ucraina.
dar de fapt tu nu creezi valoare adăugată în industria normală. Nu mai ai bani pentru inovare, pentru cercetare, pentru dezvoltare. Pe termen scurt, mediu și lung, economia Rusiei va suferi. Deci, ce l-a condus pe el și anturajul său să ajungă la astfel de concluzii dramatice e un studiu de caz. Dar, în mod clar, există o continuitate a Imperiului Rusesc, a Imperiului Sovietic, a Rusiei actuale, în care au un apetit de expansiune teritorială și au un sentiment că li se cuvine sfera de influență. Ceea ce ucrainienii, moldovenii, georgienii și alții spun, nu mulțumim. Avem și noi dreptul nostru, un loc sub soare, să ne decidem singur viitorul. Și asta face NATO și Uniunea Europeană, dăm o șansă corectă țărilor. Dacă fi fost ca România să aibă un veto de la ruși să intrăm în NATO și noi, cum ne-am fi insistit noi? Atunci când ne uităm la ucranieni sau la frații surorile din Republica Moldova, să ne gândim și ce ar fi fost dacă România n-ar fi fost în NATO și noi. Nu vreau să mă gândesc în ce situație am fi fost astăzi și ce s-ar fi putut întâmpla cu națiunea noastră, de aceea că avem obligație de solidaritate cu acești vecini ai noștri, chiar dacă uneori relațiile sunt cu Republica Moldova, eu în specific al relației noastre vechi, cu Ucraina e o relație specifică datorită vecinătăților noastre vechi, dar una peste alta, cred că obligația și interesul nostru ca NATO, ca România, este să avem toți vecinii noștri în UE și de a avea aproape de noi. Într-un interviu acordat recent presei din România, chiar anul acesta, în ianuarie, dacă nu greșesc, spuneați că vă doriți o altfel de capitală culturală europeană, atipică în opinia mea, și anume să fie Iași-Chișinău. Când estimați că va intra în Uniunea Europeană Republica Moldova? Am spus acest lucru pentru că eu am avut un rol activ în Sibiu, capitala culturală europeană, ca ministru de externe, și știu cât de mult am luptat ca să îi convingem pe cei din Luxemburg, că ei de fapt ne-au lăsat... A fost prima noastră capitală europeană. De fapt era a lor. Da. Dar am făcut lobby masiv ca să putem să facem împreună. De aceea ideea de a avea două orașe importante făcând împreună acest frumos exercițiu, dacă am avut Sibiu în Transilvania, am avut Timișoara în Banat, n-a venit momentul să facem ceva și în Moldova, și dacă tot facem în Moldova, să facem în Moldova de dincoace și de dincolo de Prut. Eu cred că între Iași și Chișinău este o punte culturală și politică și foarte sentimentală foarte puternică și eu nu știu ce voi face cu viața mea în viitor, dar dacă voi putea ajuta în orice fel și să începem de pe acum să pregătim terenul, cred că ar fi un gest simbolic foarte, foarte puternic. Apropo, capitală culturală a Republicii Moldova este Cahulul. Da. Și domnul primar de acolo mă invită să vin să-l vizitez și să vizitez această zonă foarte interesantă a Republicii Moldova. Da, deci cred că pentru peste câțiva ani de zile ne putem propune să facem asta și cred că se întâmplă ceva între România și Republica Moldova, de la podurile de flori și de la declarații foarte, foarte frumoase. Începe să se întâmple o reintegrare mai organică de cele două părți ale Prutului, și economică și culturală. Cred că foarte mulți din cei peste un milion de basarabeni cu dublă cetățenie încep să vadă în România mai mult decât un pașaport care îți dă drumul, accesul către Occident. Dar încep să-și dea seama că, de fapt, avem nevoie unii de alții și cred că este un drum pe care trebuie să-l continuăm. Uniunea Europeană este o șansă pe care nu avem voie să o ratăm pentru Republica Moldova. Va depinde în mare măsură și de ce se întâmplă în Ucraina. Pentru că o Ucraina care stă în picioare și care merge către integrarea euroatlantică va reprezenta un factor favorizant și pentru Republica Moldova, este evident. Ceea ce spunea doamna președintă Maia Sandu într-un discurs în Parlamentul de la Chișinău, că 2030 ar fi o țintă pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, mi se pare o țintă pe care trebuie cu toții să încercăm să o atingem. Sper ca și acum la Consiliul European de peste câteva zile să avem alte vești bune pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Deci da, răspunsul meu este că văd Republica Moldova alături de noi în Uniunea Europeană și în acest timp relațiile între România și Republica Moldova să devină tot mai intime, tot mai organice și practic să putem să îi ajutăm să intre în UE și să îi putem sprijini inclusiv pe cei care sunt nevorbitori de limbă română. Pentru că dacă te uiți puțin la România are multe lucruri de rezolvat.
Sunt multe lucruri care nu se întâmplă bine în România. Dar una peste alta, după integrarea euroatlantică, România s-a dezvoltat. Inegal, dar s-a dezvoltat. De aceea cred că nu există comparație între viața în Occident sau viața în gulagul rusesc. Va fi 2030 sau se poate ajunge și peste acest termen? Nu văd niciun motiv să nu fie 2030. Evident, sunt chestiuni care nu este aici o chestiune matematică, depinde și de performanța pe care o îndeplinesc și dânsii. Există, evident, și forțe ostile integrării, dar, cum s-ar zice, haideți să vedem care este primul pas. Primul pas este referendumul din luna octombrie din acest an pentru integrare europeană. Evident, și alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Da, la anul vor fi alegeri parlamentare. Deci va trebui să vedem care este dinamica. Și în funcție de aceste schimbări. Dar eu sunt optimist și pentru că Republica Moldova este partener comun al UE și al NATO, vă dați seama că avem tot interesul să sprijinim integrarea europeană a Republicii Moldova, respectăm neutralitatea constituțională, este o decizie exclusivă a dânșilor, dar o șansă că asta vine de două ori pe secol. Și dacă la primul război din Transnistria balticii au reușit să vină de partea bună a istoriei și dânșii, din motivele cunoscute, n-au reușit să facă acest lucru, cred că a doua oară este musai, obligatoriu să reușim împreună, pentru că această fereastră de oportunitate nu se va fi deschisă la nesfârșit. Și spunem că este un moment decisiv. Sper pentru toți cetățenii Republicii Moldova, încă o dată, cei care sunt cu inima și cu pașaportul alături de România sau de Europa, și cei care poate sunt mai sceptici, să înțeleagă un lucru evident. Că în Europa liberă, democratică și prosperă este mai bine să trăiești tu și copiii și nepoții tăi decât în sărăcie și în teama că se întâmplă ceva cu țara ta și că ești tot timpul vulnerabil și în bătaia vânturilor. Este o șansă pe care, din inimă, mă rog la bunul Dumnezeu și fac tot ce depinde de mine să-i aducem alături de noi în Europa. Când ați vorbit și despre cei care nu vorbesc limba română din Republica Moldova, vă referați cu siguranță și la Transnistria. Are vreo șansă astfel prin integrarea în Uniunea Europeană ca Republica Moldova să-și recupereze acest teritoriu? Evident, este un subiect foarte important și știm bine că Imperiul Rus a lăsat de-a lungul istoriei tot soiul de puncte nevralice în caz că lucrurile merg prost pentru dânșii. Transnistria n-a fost niciodată parte din teritoriul României. A fost după unirea Basarabiei de la Marea Unire, a fost practic o invenție rusească. Asta nu înseamnă că nu este obligația și dreptul Republicii Moldova să-și recupereze întreg teritoriul. Noi considerăm că acest lucru trebuie și poate fi rezolvat. Și pentru dânsii, inclusiv pentru cei din Republică, care nu sunt neapărat pro-Europa, nu doar dincolo de Nistru sunt anumite întrebări, poate să se gândească mai pragmatic, dacă vreți, unde este mai bine. Este mai bine și ca și economic, și ca statut, și ca nivel de libertate, unde este mai bine. Deci, este important ca acest subiect să fie rezolvat și sunt absolut convins că doamna președinte Maia Sandu, premierul Recean, care este un premier admirabil, un om foarte serios, cu care lucrăm foarte, foarte bine, vor găsi cele mai bune pârghii, iar noi suntem aici să susținem acest demers. Dincolo de poziția dumneavoastră actuală, sunteți unul dintre cei care au semnat cu propriul stilou documentele de negociere ale României la Uniunea Europeană. Cu siguranță ați avut și a trebuit pentru aceste obiective mărețe pe care ați reușit să le îndepliniți, ați avut nevoie să faceți și renunțări, anumite renunțări la un moment dat. Spuneți-mi, aveți vreun regret, chiar și unul de suflet, strânse aceste regrete de-a lungul anilor? Bun, există. O negociere e o negociere între două părți și e o oarecare asimetrie de putere între Uniunea Europeană și un stat candidat. Și mai eram și presați de timp, pentru că ne era teamă și cred că aveam dreptate să ne fie teamă că dacă nu intrăm atunci în UE, ar fi fost posibil ca să așteptăm mulți, mulți ani de zile. Deci probabil că erau lucruri pe care le putem negocia mai bine. Dar ceea ce știu că nu am acceptat la încheierea negocierilor pe care le-am semnat în decembrie 2004 la Bruxelles, Vasile Pușcaș, negociatorul șef, care și acum ajută Republica Moldova în negocieri, este cel care a făcut treaba practică și mulți alții.
Știu că am negociat aderarea la Schengen, automat, nu s-a întâmplat. Deci nu e vina negocierilor că n-am intrat în Schengen, este vina unor europeni și a unor români. Când am negociat, nu aveam mecanismul de cooperare și verificare, MCV-ul, n-am acceptat chestiunea asta, el a fost acceptat în 2007, înainte de aderarea propriu-zisă. Acolo am vorbit și am scris despre o creștere graduală, e adevărat, poate puteam negocia puțin mai dur, a subvențiilor pentru agricultură, care ar fi trebuit să ajungă astăzi și încă nu sunt, la nivelul subvenției agricultorului, fermierului din Italia sau din Franța sau din Germania. Am negociat un calendar. Nici acest calendar n-a fost respectat de către cei care trebuiau să se ocupe de acest lucru. Deci cred că, fără îndoială, ar fi fost lucruri pe care le puteam face mult mai bine. Dacă m-aș uita puțin în spate, aș fi negociat alocare de fonduri europene mai mult pentru protecția împotriva dezastrelor naturale, împotriva deșertificării, aș fi făcut poate o chestie mai energică pentru împădurire mai energică, pentru că din păcate există niște acțiuni foarte, foarte, foarte neprietenoase cu mediul. Nicio negociere nu este perfectă, dar spune că a fost un cadru de negociere bun. Din păcate, în câteva lucruri esențiale, după ce ne-am văzut cu saci în căruță, și foarte mulți români și politicieni români au boala asta veche cu mersul cu plânsul în alta poartă, pentru o miză politică mică, internă, plântez meciul când e vorba de discutat afară. Dar probabil că dacă aș fi fost astăzi, la experiența mea și la capacitatea mea de a discuta cu toți, poate că am fi avut un tratat și mai bun decât cel de acum. Dar cred că a fost un lucru corect pentru etapa respectivă, măcar să tragem noi toți banii europeni. Măcar să putem noi să luăm banii din PNRR, să putem să ne facem treaba în condițiile pe care Europa ni le oferă. Unde este un lucru pe care vreau să începem să-l facem mai bine? Și asta nu era în tratat. Da. Este modul în care sunt tratați românii în general și românii din diaspora în particular. Apropo de respect. Deci cred că statul român, și asta nu e de negociere cu ei, asta e o chestiune internă românească. În clipa în care tu ai câteva milioane bune de români și de românce care din motivele cunoscute, pleacă și se stabilesc în străinătate, în principal în UE, dar și în America și în alte părți. În Marea Britanie sunt foarte mulți. Eu cred că statul român a făcut o greșeală severă, pentru că n-a înțeles cum să se adapteze ca să lucreze cu un volum imens de români. Este unul din doi din tinerii România sunt afară. Și atunci cred că modul în care noi ne-am organizat, un departament pentru români de pretutindeni, o instituție micuță, a trebuit să fie dita mai prim viceprim-ministru care să ocupe și să fie resurse pentru investiții în cultură, în școală românească, în asistență consulară, în a-i proteja pe români atunci când li se întâmplă nedreptăți, pentru că li se întâmplă multe nedreptăți, de multe ori chiar discriminați. Și faptul că noi de multe ori am acceptat să fim tratați cu lipsă de respect ca români, și ca români în România, și ca români în diasporă, este o hibă foarte mare a statului român. Statul român are obligație de a-i proteja pe românii, dacă e cetățean român, chiar dacă e generația a doua sau a treia, chiar dacă este din căsătorie mixtă, este cetățeanul meu. Și am datoria să mă ocup de el ca și cum ar fi cetățeanul meu din România. Deci cred că aici este o problemă pe care eu aș vedea-o ca fiind o prioritate absolută a României, o singură națiune, și să încercăm să ținem legătura de limbă, cum faceți dumneavoastră aici, cum faceți prin revistă, cum faceți prin aceste emisiuni. Pentru că până la urmă și la urmă politicienii vin în campanie și spun haideți acasă. Prima întrebare este, dar ce condiții avem acasă? Într-adevăr, este foarte greu. Cred că trebuie să schimbăm puțin discuția și conversația către o chestiune care statul român și noi toți avem o obligație către toți românii. Iar dacă ținem aproape de țară, chiar dacă decizi să nu vină acasă, tot este un câștig. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem că fiecare are o viață, fiecare și ia deciziile pe care le ia. Iar decizia de a pleca sau de a reveni e o decizie individuală. Nu e o decizie colectivă. Familia ta, ai copii la școală, ce faci? Desigur. Dacă vrea să vină acasă cu copilul care face școală la Torino, să spunem, e o dificultate, pentru că programa e diferită, copiii români de multe ori primesc cu
cu anumite Noi ne confruntăm foarte des cu astfel de situații în care copiii noștri, cu precădere adolescenți, ne spun: noi aici ne simțim români în Italia, dar mergem acasă în România și ne simțim italieni. Ce este de făcut? Cred că aveți foarte mare dreptate în tot ceea ce ați spus în legătură cu diaspora. E o schimbare dramatică de paradigmă, un mod de abordare diferit în care să-i consider cetățenii mei indiferent. Și dacă dă bunul Dumnezeu și creăm și condiții acasă, de școală, de sănătate, de locuri de muncă, de o birocrație mai puțin haină, când se întoarce unul la el în comună, de unde a plecat, să fie primit mai bine și nu neapărat considerat ca deschide ăsta o pensiune aici și îmi ia business-ul meu. Deci trebuie să facem un efort de ambele părți și cred că primul efort este acela de a ne împăca noi între noi, românii care sunt acasă cu românii plecați, că există o anumită tensiune. Există. Ce ne spun ei? Vin și votează, ne schimbă? Nu. Eu cred că dacă vine la vot, și sper să vină la vot cât mai mulți din diaspora, ăsta e un semn de interes față de România. Eu aș stimula participarea la vot cât de mult aș putea, inclusiv aș merge către vot electronic fără nicio ezitare și acasă și în străinătate. Profilul diasporei s-a schimbat foarte mult, ce este drept, în ultimii ani și categoric este nevoie de o atenție. Din țară trebuie acordată o atenție foarte mare și din punct de vedere psihologic s-au produs niște schimbări, pentru că avem deja de-a face cu oameni care, vrând nevrând, s-au adaptat foarte bine și în țările în care trăiesc și atunci este nevoie de mai mult pentru a îi aduce înapoi. Cu toate acestea, acestor oameni le lipsește. Încă o dată, cred că principala chestiune este de a face tot ce putem și mai mult decât tot ce putem, de a-i face să nu pierdă legătura emoțională cu țara, de limbă, de cultură. Dacă asta o reușim să o facem, după asta, într-o formă sau în alta, mai găsim noi formule să mai vină acasă, să-i ajutăm să devină mai mare aici. Eu nu văd o problemă. Sunt mulți care au început să fie antreprenori, da? Înainte munceau pe șantierul de construcții ca muncitori necalificați, unii s-au dus mai sus, unii conduc echipe, unii au chiar câte o firmă. Este extraordinar de interesant ceea ce spuneți. Se întâmplă, deci românii sunt foarte adaptabili și româncele. Noi suntem harnici, noi ne vedem de treabă și mulți dintre ei încep să aibă succes aici. Păi, dacă are succes aici, păi să-și crească firma și mai mult în Italia. Poate deschide un șantier și în România. Și în felul acesta își reprezintă și țara cu cinste. Și eu vreau, aștept lucruri. Momentul în care vreau să văd români născuți în România sau a doua, a treia generație, fiind în Parlamentul Italian. Adică nu totul este despre revenit în România, pentru că ar fi ideal să vină toți acasă. Nu vor veni toți acasă. E o realitate. Și atunci, haide să creăm acasă condiții ca cei care doresc și pot să vină acasă, să aibă activități acasă, să-și trimite măcar copiii în vacanță acasă, măcar să fie o tabără de limbă română pentru copiii din familii mixte. Haide să facem ceva, să ținem națiunea asta împreună. Da, iar interiorul acestei chestiuni o să fie, practic, du-te vino, o să mai plece, o să mai vină, sperăm ca tendința să se inverseze, să vină mai mulți decât pleacă, dar una peste alta, principala chestiune este identitate și inspirație românească, cum scrie aici pe ecran. Dacă facem asta, avem toată șansa ca și italienii acum, după război, au plecat pe capete. Irlandezii au plecat de nu mai era nimeni pe acolo. Acum este una dintre cele mai performante țări din Europa, care au relație bună și cu americanii și cu EU. Irlandezii sunt ceva incredibil de interesant. Nu văd o problemă. Sau cazul englezilor în Spania, care reușesc să... Deci eu nu cred că, până la urmă, este o valoare adăugată faptul că, cum să spun, românii plecați învață lucruri noi. Poate au și reflexe democratice mai puternice. Ei trimit acasă nu doar bani sau utilaje, dar trimit și idei acasă. Asta e o chestiune intangibilă. Asta nu poți măsura în bani. Dar faptul că e cineva care a plecat din Bacău, zic și eu, și vorbește cu cel care a rămas acasă, părinți, bunici, cine sunt ei, frați, surori, care sunt acasă, spune: mă, uite-mă la mine, la Torino aici, la primărie, se întâmplă o chestiune diferită față de ce se întâmplă la mine la Bacău. Chestia asta are și ea valoare, chiar dacă nu este o valoare măsurabilă în bani sau în produsul intern brut. Deci, cea mai importantă chestiune este păstrarea relației emoționale, de apartenență la națiunea română, cu copiii care învață să danseze dansul popular aici, cel mai bun din diaspora. Ar fi bine să facem o competiție cu cele de acasă, că îi bateți și pe mulți de cei de acasă. Noi așteptăm aceste invitații, vrem acasă și o să și mergem vara aceasta. Da, și în România. Este foarte important și pentru ei, și să știți că vibrează mai puternic atunci când dansează acasă decât atunci când dansează aici. E firescul lucrurilor.
Ne aflăm, spuneam, în Torino, un oraș cu o densitate de români extraordinar de mare, dar dincolo de asta, aici, în Universitatea din Torino, studiază circa 1000 de studenți români. Majoritatea însă sunt născuți aici. Vorbim de tineri născuți aici, care au studiat în Italia și manifestă din ce în ce mai puternic, vă pot confirma lucrul acesta, din punct de vedere jurnalistic, desigur, iau pulsul comunității noastre și știu bine, am vorbit deseori cu tinerii noștri, își doresc să meargă mai departe și în țară. Dar ei vor să revină dintr-o altă poziție, cu o altă mentalitate, așa cum spuneați și dumneavoastră. Ce viitor le prevedeți acestor tineri în România? Au ei șansa să aplice a devenit până la urmă un concept, să creeze o Românie ca afară? În primul rând, o decizie personală, încă o dată. Sper din toată inima să rămână legați de România. Și poate ori te întorci, ar fi ideal, alte ori poate faci doar, cum să spun, un semestru în România. Data viitoare poate deschizi un business în România, data viitoare poate te faci tu profesor universitar în România, vorbind despre studenți. Deci cred că plaja de interacțiuni între românii de afară și românii de acasă trebuie să fie mult mai largă. Sunt foarte multe programe europene. Eu, ca stat român, eu aș pune foarte mulți bani într-un sistem de burse și de granturi, inclusiv de cercetare, inclusiv de transfer de tehnologie, inclusiv legate de relații mai strânse între universitățile din țară și cu cele de acolo. Deci, eu o școală politehnică foarte bună la Torino. Și noi avem aici, la NATO, avem o operațiune de cercetare chiar la Universitatea din Torino. Sunt foarte buni și sunt mulți studenți acolo. Sunt consorții europene și atunci Politehnica din Torino, cu cea din București, cu cea din Cluj, sunt împreună. Dar ales, de fapt, eu aș face chestii bilaterale mult mai multe. Măi, unde am studenți români? Am 1000 aici la Torino, eu m-aș duce cu școlile mele de inginerie de acasă, țintit acolo unde am. Am la Bocconi, am la Polimi, la Milano, am la, unde e, la Roma, unde vorbim despre Italia. Și eu m-aș duce acolo țintit cu universități românești, încă de pe acum, să-ți fac programuri bilaterale, în care pun eu banul. Da. Așa cum se face un semestru în străinătate. Toate școlile fac asta. Haideți să facem un semestru în România. Și țintit, nu exclusiv românilor de aici, tinerilor de origine română, dar și italienilor care doresc să cunoască România. Pentru că să știți că înainte de război, erau mulți italieni care veneau să muncească dânși în România, pentru că România era mai atractivă decât Italia de atunci. Deci eu aș face un efort mult mai sistematic, mult mai organic. Iar atunci când ai aceste relații, individual, acești tineri pot să găsească o variantă, o altă variantă, a treia variantă, a șaptea variantă, una la care nu ne-am gândit nici noi, pentru că sunt tineri și inteligenți și foarte, foarte mobili. Deci eu aș face un efort de a lega comunitățile, universitățile și business-urile care au români de ambele părți. La Brăila, la șantierul Fincantierii, îmi spunea o doamnă, o româncă care e șefă de acolo și ceva italieni, îmi spunea că iau o competiție cu Fincantierii Italia pentru muncitorii români de la Fincantierii. Ei încearcă să le facă de la Brăila o ofertă ca să ia de la Fincantierii de la La Spezia. Și atunci am putea să găsim chiar în interiorul companiilor occidentale care au investit în România. Sunt multe companii care sunt acolo. Dacă am putea să găsim o formulă, să repatriem ca forță de muncă pentru o companie străină din România, români și românce. Români și românce, da. Adică sunt foarte multe modalități în care poți să-i faci. Unii o să vină, alții nu o să vină, dar toți vor păstra și vor avea activă o relație cu România, o relație emoțională, o relație profesională, o relație de business, o relație de orice fel. De biserică, românii se adună prin asociații ca cea pe care o vizitez astăzi, dar și prin biserici. Și acolo e foarte important să păstăm relația între bisericile de acasă și cele din diaspora. Sigur, în special la nivel spiritual, ceea ce ne atinge cel mai puternic, biserica cred că are un rol esențial în privința aceasta. Am intrat în Schengen, dar nu complet. Când o să se întâmple asta? Am o poziție oficială și nu pot să vorbesc liber ceea ce cred și cât de mânios sunt pe acest subiect. Sunt mânios și pe cei care ne blochează, sunt mânios și pe cei de acasă care ani de zile au tratat acest subiect. Poate puțin
poate puțin superficial. E o chestiune care trebuie rezolvată cât mai curând. A căpătat pentru români, dincolo de un aspect economic clar, mai ales pentru transport, pentru cei care fac business, costă bani, pierdem bani în fiecare secundă. Dar a căpătat un caracter simbolic, apropo de cetățeni de mâna a doua. E un sentiment de nedreptate care, într-adevăr, se face Românie și Bulgarie. Aceea cred că trebuie să nu ne culcăm pe ureche cu aeroportul. E ok, e o veste bună, da. Dar fără terestru și fără integrare politică completă în Schengen, de fapt, acest prim pas este doar, să zic, un Schengen știrb sau șchiop. Pentru că, de fapt, este un amestec de respect față de România, de influența României, și de modul în care înțelegem să ne apărăm interesele în Europa. Este un subiect care trebuie rezolvat cât mai rapid cu putință. Trebuia să fie rezolvat în 2014 dacă ne țineam de angajamentul pe care Europa l-a luat față de noi. În ultimii 15-20 de ani, România a făcut progrese majore în multiple domenii. De la economie, la justiție, despre foarte multe ați amintit și dumneavoastră de-a lungul acestui interviu. Cu toate acestea, opinia publică din țară rămâne ușor defetistă, negativistă în legătură cu progresele înregistrate, preferând să numere mai degrabă ceea ce nu s-a realizat, nerealizările prin urmare, conform și considerând conform sondajelor recente că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Ce mesaj le transmiteți în acest context tinerilor noștri care nu se regăsesc în statu quo? Știut fiind că societatea românească nu încurajează foarte mult creșterea aceea pe verticală, prin urmare, și nici meritocrația. Bun, în toate țările există o nemulțumire crescândă a opiniei publice față de viața lor, despre joburile lor, despre politicienilor. În România lucrurile sunt mai profunde și mai negative, pentru că românii avem cu toții conștiința faptului că România poate mult mai mult. E o țară cu imens potențial, e o țară mare, e o țară care trebuie să fie mult mai influentă, o țară care trebuie să fie mult mai prosperă. Asta nu înseamnă că România nu a crescut în acești ani de după integrare, dar a crescut foarte inegal. Și cred că principala supărare justificată a românilor este că sentimentul că clasa politică românească a rămas în spatele schimbărilor societății. Societatea a progresat, clasa politică a rămas pe loc. Poate că a progresat și dânsa, nu știu. Dar oricum a progresat mai încet decât societatea. Și atunci există o profundă nemulțumire față de clasa politică, față de faptul că politizarea excesivă a statului a scos meritocrația ca și criteriu de promovare în administrația statului și în partidele din România, ceea ce nu este în regulă. Toată lumea pune accentul pe loialitate și pe carnetul de partid, dar nu poate să devină singurul criteriu profesional în toată administrația statului român. A doua chestiune care este nerezolvată și care creează o uriașă nemulțumire, mai ales în orașele mici, mijlocii și mediul rural, este faptul că orașele mari din România, de bine de rău, se dezvoltă, e activitate economică, lucrurile pot fi mult mai bune și acolo, dar una peste alta se întâmplă lucruri. Sunt spitale mai decente, sunt școli mai bune și chiar dacă traficul este nebun, tot există, se întâmplă ceva. În schimb, această lege a lui Darwin, darwinismul ăsta social, face ca practic copiii născuți la țară, copiii de romi, tinerii care trăiesc în orașele mici de provincie, să fie practic scoși din sistemul modern al țării noastre. Deci există o uriașă nemulțumire față de clasa politică, pentru că clasa politică a rămas în urma societății, și doi, sentimentul de inegalitate și de nedreptate profundă și uneori de nepăsare din partea decidenților. De aceea nu sunt surprins de faptul că românii au o încredere foarte, foarte mică în partidele politice, în liderii politici, și probabil că este și un îndemn pentru a apuca un pic taurul de coarne și de a face lucrurile și a le schimba poate mai rapid, poate mai agresiv, poate mai cu curaj, pentru că cârpeala asta a unui sistem care e clar că nu mai funcționează nu ne va duce prea departe. O să creștem, dar nu ne dezvoltăm. Crește PIB-ul, dar calitatea serviciilor publice nu crește în același ritm. În loc să-mi rămână tinerii acasă, continuă să plece în diasporă.
Deci ceva, demografia merge rău. Deci ceva, ceva este disfuncțional în statul român și cred că aici trebuie să ne concentrăm toată energia și atenția. Era ceea ce voiam să vă întreb în legătură cu cele trei românii pe care le vedem noi în acest moment, și anume România, România de acasă, România istorică și România diaspora. Mai avem vreo șansă să ne gândim și la România mare în viitor? România este atât de mare acum pentru că suntem o națiune globală, am spus, din Australia până în Alaska și din Italia până în Canada, sunt români peste tot. Avem o obligație față de comunitățile istorice românești. Evident, relația cu Basarabia rămâne una excepțională, dar avem datorie mare față de românii din Ucraina, Maramureșul istoric, românii din Timoc, a românii din Balcani. În cartea mea, Bătălia pentru viitorul României, vorbesc mult despre aceste lucruri. Iar România modernă s-a născut întotdeauna din cutremure geopolitice. Primul război al Crimeei a condus la Cuza și la prima unire. Războiul prim mondial a condus la România mare. Căderea comunismului a condus la integrarea euroatlantică. Trăim din nou un cutremur geopolitic. Eu nu pot să spun unde vor merge lucrurile. Vreau să văd un singur lucru, că toți vecinii mei sunt parte a familiei europene, iar în interiorul familiei europene sau în drumul către familia europeană să putem să rezolvăm probleme istorice încă nerezolvate. De aceea eu sunt foarte, foarte încrezător că România și românii, indiferent de conturul sau de forma apartenenței la statul român, aparținem cu toții națiunii române. Și conceptul de națiune română mi se pare cel mai important lucru de protejat, de apărat și de investit. Și vreau să vă spun în încheierea interviului nostru, mulțumindu-i și colegilor care ne-au făcut viața ușoară dimineața aceasta frumoasă la Torino, apreciez foarte mult ceea ce faceți și doresc din inimă să văd în cât mai multe comunități românești din toată lumea astfel de nuclee de românism, de patriotism și de iubire de țară și de națiune română. Suntem până la urmă cetățeni europeni, dar trebuie să rămânem legați puternic de țara noastră, de rădăcinile noastre și să nu ni le amputăm niciodată, indiferent câte alte vieți vom aduce pe lume în diferite colțuri ale lumii acesteia, ceea ce spunea și McLuhan încă din anii 70. Spuneți-mi în încheiere cum va arăta România în următorii 5 ani și dacă în echipa dumneavoastră prefera să aveți mai mult oameni sau inteligență artificială sau ambele categorii. Eu cred că România trece, ca și întreaga Europa, într-un moment de mare transformare geopolitică. Tehnologia aduce foarte multe noutăți în viața noastră, în munca noastră. Există state din Europa, în Franța, de exemplu, unde funcționarul public lucrează cu inteligența artificială pentru a putea să-l degreveze de munca repetitivă și de birocrație și să-i lase mai mult timp pentru interacțiunea cu oameni și să facă lucrurile mai bine. Deci eu văd în echipele noastre, că nu e echipa unui singur om, o combinație, în primul rând, de oameni competenți, de oameni patrioți, de oameni care vor să facă treabă, indiferent de preferința lor politică, indiferent de faptul că sunt din diaspora sau sunt de acasă, pentru mine, repet, sunt toți copiii noștri, sunt semenii și conaționalii noștri, iar din punct de vedere al brandului de țară, pe lângă o țară frumoasă, pe lângă o țară efectiv care are absolut de toate, cred că va trebui să facem din România și o țară a inovației și o țară în care să putem să fim în prim planul transformărilor tehnologice. Deci văd oameni competenți, oameni harnici, români și românce. Ajutați de inteligența artificială. Care să folosească și să pună tehnologia în folosul oamenilor. Am vorbit astăzi cu un potențial candidat la președinția României. Suntem la NATO și ne facem treaba până în ultimul minut la NATO. Discutăm după aceea. Eu vă urez succes, indiferent de drumul pe care îl veți alege. Și aș vrea totuși să știu, pentru că mi-ați vorbit de regretele profesionale, dacă, ca om, Mircea Gioană are vreun regret. Am un singur regret. Acela că, tânăr fiind, n-am petrecut mai mult timp cu copiii mei. Am fost tot timpul obsedat de meseria mea, de să bag România în NATO, să ne împrietenim cu americanii, să facem de toate, să intrăm în UE. Nu înseamnă că am lipsit de acolo, dar poate că dacă aș fi fost mai mult, probabil că făceam la fel de bine profesional dacă aș fi avut un pic mai mult timp cu copiii mei. Încerc să recuperez cât de mult pot acum, suntem o familie foarte unită. Deci dacă e un
Dar un sfat pentru mine, gândiți-vă și la familie și la copii, viața trece repede, copiii cresc foarte repede, investiți timp și calitate și dragoste cu cei apropiați. Este poate singurul meu regret. În rest, cât suntem sănătoși și bunul Dumnezeu are un plan cu noi, acel plan se va întâmpla. Vă mulțumesc frumos și vă urez mult succes. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o.